Consiliul Local a aprobat azi rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli într-o ședință extraordinară. Primarul Nicolae Barbu a făcut cu acest prilej o paralelă între sărbătoarea de azi și fondurile primite. Aș vrea să revin și să transmit cetățenilor că acest guvern tehnocrat, acest moș Nicolae tehnocrat, așa pe ultima sută de metri a fost darnic și cu primăria municipiului Giurgiu. Am primit la sfârșit de an, nu atât când ne-am fi dorit, noi am crezut că am fost cu minți, noi am crezut că am fost buni, darnici și că pe măsura bunătății noastre vom primi la fel. Inima ne este la fel de deschisă, sigur vom mai primi până la sfârșit de an, pentru că tolba moșului, sacul moșului Nicolae de la bugetul de stat are mulți bani și nu e bine să rămână la sfârșitul de an cu bani nefolosiți și cu, eu știu, primării care au nevoie de bani și nu au dat. Am vrut să fac această trecere în glumă. Primarul municipiului a explicat totodată care sunt destinațiile fondurilor primite de la bugetul de stat. Am primit de la bugetul de stat aproape 32 de miliarde, aproape 8 miliarde pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, aproape 25 de miliarde pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav și aproape 1.800.000 pentru finanțarea lucrărilor de investiții în municipiul Giurgiu din cote defalcate TVA. Deci această sumă mare la însoțitor persoane cu handicap, banii care ni-au alocat la începutul anului nu au ajuns decât până la sfârșitul lunii septembrie. Pentru luna octombrie și noiembrie, primăria, tocmai ca să nu lase aceste persoane defavorizate, lovite de necaz, fără această sursă financiară, a suportat din surse proprii plata indemnizațiilor însoțitorilor. Acum, la sfârșit de an, s-a făcut echilibrarea, ne-au venit banii necesari, cota de 90% care trebuie să o asigure bugetul de stat. Drept urmare, ne reîntregim și noi sumele care le-am pus la dispoziție acestor persoane pentru a beneficia de salariul acela minim care este asigurat prin lege. La finalul ședinței, primarul Nicolae Barbu i-a invitat pe cei prezenți la o cupă de șampanie pentru a sărbători, cum se cuvine, ziua de Sfântul Nicolae. Chiar dacă mai sunt aproape 3 săptămâni până la Crăciun, în piața centrală au sosit deja comercianții cu brazi. Câteva zeci de brăduți și așteaptă cumpărătorii. Prețurile nu sunt mai mari decât cele de anul trecut, însă cei care doresc un pom mare și bogat trebuie să scoată din buzunar mai mulți bani. Un braz se poate achiziționa cu sume cuprinse între 130 și 250 de lei, în funcție de mărime. Un suport pentru brad costă 20 de lei. Iar dacă oferta din piețe nu e atractivă, cumpărătorii mai au la dispoziție magazinele virtuale. Pe internet, prețurile variază între 130 de lei pentru un brad de un metru și 2000 de lei pentru unul de 3 metri și jumătate. Există și persoane care preferă brazii artificiali. Prețul acestora variază între 350 și 3000 de lei. Elevii și studenții vor beneficia de gratuitate pentru transportul cu trenul în zilele anterioare alegerilor parlamentare, dar și în ziua următoare scrutinului. Decizia a fost luată de guvern pentru a facilita deplasările elevilor și studenților în vederea exercitării dreptului de vot. A fost aprobată o ordonanță de urgență cu privire la transportul gratuit pentru elevii și studenții cu drept de vot. Așadar, elevii și studenții cu drept de vot vor beneficia de transport gratuit pe calea ferată din localitățile în care studiază, în cele de domiciliu și retur, în perioada 8-12 decembrie, potrivit acestei ordonanțe de urgență. Măsura are scopul să asigure dreptul la vot al elevilor și studenților și răspunde solicitării Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România. Călătoria gratuită pe calea ferată se va acorda dus întors de la localitatea în care studiază la localitatea de domiciliu cu tren regio și interregio clasa a doua în perioada 8-12 decembrie 2016. De asemenea, biletul de călătorie se eliberează de la casele de bilete ale stațiilor de cale ferată și agențiilor de voiaj pe baza actului de identitate și a carnetului de elev sau student. Călătoria de întoarcere se va efectua în zilele de 11 și 12 decembrie. În prezent, în învățământul ca background, în învățământul de stat și privat, sunt înmatriculați aproximativ 520.000 de studenți.
Ziua Internațională a Voluntariatului 5 decembrie a fost celebrată și la Giurgiu, la Ateneul Nicolae Bălănescu. Gazde au fost Mariana Mitroi și Lăcrămioara Okunski, inițiatoarele acțiunilor din cadrul campaniilor Let's Do It. Bună ziua și bine ne-am găsit la o gală a voluntariatului. Sunt Lăcrămioara Okunski și sunt voluntar și coordonator de voluntari în proiecte naționale, regionale și locale. Sunt Mariana Mitroi și la rândul meu sunt voluntar și coordonator de voluntari la nivelul județului Giurgiu. Este al patrulea an consecutiv în care organizăm Gala Voluntarilor, chiar pe 5 decembrie, când în toată lumea este celebrată Ziua Internațională a Voluntariatului. Prima ediție, organizată la Cafenea Artiștilor în 2013, a doua ediție la Ateneul Nicolae Bălănescu, tot aici, și a treia ediție în sala de festivități a școlii Academician Marin Voiculescu din Giurgiu. Cele două organizatoare au oferit distinții reprezentanților instituțiilor prezenți în sală, precum și celor care s-au remarcat în cadrul acțiunilor de voluntariat. Bună ziua tuturor celor care astăzi suntem prezenți într-un număr așa de mic în sala Ateneului. În primul rând, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și faptul că an de an ne-ați acceptat ca și parteneri, nu strategii, parteneri, pentru că suntem cei care gestionăm treburile în municipiul Giurgiu și din cauza aceasta era normal să fim alături de dumneavoastră când faceți lucruri atât de bune pentru municipiu. Vă spuneam că este un pic atipică, de obicei când e vorba de primit premii, diplome, sala se umple și când e vorba de acțiune, lucrurile stau invers, adică sunt mai puțin. Tocmai că la dumneavoastră lucrurile se întâmplă invers. Pe scenă astăzi și în sală sunt doar reprezentanți ai celor care, atunci când ați creat o acțiune, când ați gândit o acțiune și când ați făcut o acțiune de voluntariat, fie că s-a numit Let's Do It, fie că s-a numit Ziua Curățenii, lucrurile au stat cu totul altfel. Sute și sute de persoane au participat, fiecare și-a luat în serios activitatea și locul destinat curățenii, și rezultatele s-au văzut. Preot la Biserica Bună Vestire din Giurgiu, pe lângă acțiunile umanitare, anul acesta a mobilizat 100 de persoane pentru a participa la activitatea din 24 septembrie, Ziua Națională de Curățenie, fiindcă îi pasă cu adevărat de generațiile viitoare. Este vorba despre Georgian Tudor, un exemplu demn de urmat în comunitatea noastră. Sfântul Apostol Pavel spune așa, slugi netrebnice suntem, că nu facem decât ce trebuia să facem. Așadar, să fii voluntar e fișa apostolului. Au mai fost mânate diplome, de asemenea, reprezentanților unor instituții de stat. Astfel de distinții au primit însă și reprezentanții asociațiilor și organizațiilor guvernamentale care s-au implicat în acțiuni civice. Ionel Daniel Dănciulescu s-a născut pe 6 decembrie 1976 la Slatina și este un fotbalist român care a evoluat pe postul de atacant. În prezent, el ocupă funcția de director general al clubului Dinamo București. Considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți din istoria Ligii I, Dănciulescu și-a început cariera de jucător profesionist la Electroputere Craiova, pentru care a jucat în perioada 1993-1995, marcând 8 goluri în 31 de meciuri. În 1995, Dinamo București l-a transferat, jucând la echipa din Șoseaua din Ștefan cel Mare vreme de 2 ani, până în 1997, când a fost adus la Alta Izmir, Turcia. În Turcia a rezistat doar jumătate de sezon, revenind în țară la Steaua București, marea rivală a lui Dinamo. A marcat 53 de goluri în 129 de meciuri pentru Roșii Albaștri, reușind să câștige și de două ori campionatul României, în 1998 și 2001. În 2002 a revenit la Dinamo, dar din cauza performanțelor realizate la Steaua a fost contestat vehement de fanii câinilor. În ciuda acestui lucru, a devenit odată cu trecerea timpului unul dintre cei mai valoroși și importanți jucători de la Dinamo. A câștigat 3 campionate și 2 cupe ale României cu albroșii, devenind unul dintre cei mai iubiți jucători ai dinamoviștilor. În iunie 2009 a revenit și la Naționala România.
României, odată cu venirea lui Răzvan Lucescu ca selecționer. A jucat în meciul cu Lituania, câștigat de Naționala României cu scorul de 1-0 în deplasare. La 31 august 2009 a părăsit echipa Dinamo București și a semnat un contract pentru un sezon cu posibilitate de prelungire cu echipa spaniolă din Segunda Divizion, Hercules Alicante. În iulie 2010, după ce a fost reziliat contractul cu formația spaniolă Alicante, a revenit la Dinamo. A reușit golul 200 pe 17 noiembrie 2011 împotriva Ceahlăului. Dănciulescu și-a anunțat retragerea pe data de 11 noiembrie 2013. În cariera sa de fotbalist, el a înscris peste 200 de goluri, aflându-se pe poziția a doua în clasamentul din toate timpurile al golgheterilor Ligii I după legendarul Dudu Georgescu. Președintele executiv al Astrei Giurgiu, Dănuț Coman, împreună cu managerul general Gabriel Cazan, au luat parte luni seară la o acțiune caritabilă. Aceștia au dus cadouri copiilor din mai multe case de tip familial din Giurgiu, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Se poate spune astfel că Moș Nicolae a venit puțin mai devreme. Vizibil emoționați, oficialii Astrei au stat de vorbă cu cei mici, le-au ascultat colindele și au oferit autografe. Ce jucător de la Astra vă place? Denis Alibe. Alibe? Da? Și ție cine? Messi. Tot Denis. Messi? Bravo. Da. Și vă uitați la meciurile de fotbal? Da. Da. Și la ce vă mai uitați voi? La desene vă uitați? Da. Conduce maci cu darul daci, în alt de saci ducând. Conduce maci cu darul daci, în abesaj ducând. Și-un prun plăpând cu chipul blând, stă surâzând tăcând. Mă simt, e adevărat, puțin emoționat. E un sentiment plăcut să vezi satisfacția copiilor, sinceritatea din ochii lor. Sunt momente frumoase când îi vezi bucurându-se de micile cadouri pe care le putem oferi. Eu sunt fericit că pot să le ofer o mică satisfacție. Sper ca în viitor să fim mult mai alături de acești copii care au nevoie de o mângâiere, au nevoie de un cadou, iar oamenii cu posibilități ar trebui să-și îndrepte atenția mult mai mult către acești copii nevoiași care au nevoie de un mic ajutor. De asemenea, Dani Coman și Gabi Cazane au invitat pe cei mici la meciul de duminică din campionat dintre Astra și Steaua. Mulțumim pentru darurile generoase aduse copiilor. Apreciem inițiativa unor astfel de comportamente prosociale. Apreciem și rolul jucat de mass media și mulțumim pentru acest lucru în promovarea valorilor sociale. Astra Giurgiu va continua să organizeze astfel de acțiuni prin care să-și arate sprijinul față de comunitate, dar și să atragă copiii către sport. Cupa Moș Nicolae la mini-fotbal a reușit din nou să umple sala sporturilor din Giurgiu. 11 formații din Alexandria, București, Ruse și municipiul nostru s-au întrecut pentru premiile puse la bătaie de organizatori. Avem un număr de 100 de copii participați la această a doua ediție a Cupei Moș Nicolae. O cupă care noi vrem să adreseze în special spiritului al copilului, al jocului, mai puțin latura sportivă. Aici principalul obiectiv este oferirea de cadouri către copii, îmbinate cu un joc de fotbal, un joc sportiv care place tuturor copiilor. Deși competiția a avut un caracter amical, copiii nu s-au menajat deloc, evoluând cu ambiție până la ultimul fluier al arbitrilor. El este atacant! Atac! Păi înseamnă că toată baza echipei stă în tine acum să marchezi? Da! Păi trebuie să marcăm! Ușu a venit astăzi sau vine doar astăzi la... Nu e în atac! Eu, cum să zic, noi dăm goluri și... Premiază. Da, ne dă trofee. Dacă câștigăm, poate.
poate. Nu știu ce spune colegul tău, că tu nu ești atacant, că ai numărul 2. Cum o să ajung atacant? Eu sunt atacant cu Nicola. Păi și aceasta? Păi poate sunteți mai mulți atacanți. Păi da, sunt 2. Jucați cu două vârfuri? Da. După 104, 2 atacați acolo și 2 acolo. Să știi că acolo nu e 2 atacanți. Sunteți atacanții din apărare, înseamnă? Da, 2 suntem. Ei sunt atacanții din apărare. Eu sunt un atacant. Ce ați făcut în primul meci? Am pierdut. N-am avut noroc. N-ați avut noroc? Nu. Vă luați revanșa în următorul meci? O să ne luăm la 1. Fiind o zi specială, copiii au primit primele cadouri dis de dimineață. A venit moșul astăzi, moș Nicolae? Da. Ce ți-a adus? Adidas și ăstea, dulciuri și mănuși de fâși. O să vezi astăzi dacă sunt buni acești tenici, dacă reușești să marchezi, nu? Da. Dacă nu marchezi, ce faci cu ei? Nu știu. Îi mai aduci la fotbal, mergi doar prin oraș cu ei, nu? Da. N-a venit moșul azi? Ba da, a venit, mi-a luat Adidas-i. Și o minge. Nu prea te-au ajutat Adidas-i astăzi. Nu m-a ajutat. Dar poate te ajută data viitoare. Da. Meciurile au trecut totuși în plan secund atunci când a venit vorba de premii. Tombola a avut mare succes și în acest an. Ce număr ai? 82. Și nu vine niciun premiu aici la echipa voastră? Am avut ăsta. Și ce ai câștigat? Mașini. Da. Voi ați venit pentru premii sau pentru fotbal? Pentru fotbal. Și cum jucați? Că nu v-am văzut jucând. Ce ați făcut? Cupa Moș Nicolae a avut și un scop caritabil. Micii fotbaliști, părinții și bunicii acestora au donat jucării și hăinuțe pentru copii nevoiași. Salvatorii, echipa Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, este aproape să câștige cel de-al doilea titlu în Liga Prieteniei. Luni s-au disputat primele 4 partide ale etapei a 14-a, penultima, iar Salvatorii a câștigat, nu fără emoții, jocul cu fair play, scor 6-4. Campioana primei ediții mai are nevoie de un singur punct în ultima etapă cu Giurgiuvenii pentru a încheia pe primul loc. Tot luni s-au mai înregistrat următoarele rezultate. Comar, ASEA Viitorul 9-4, Amicii Spartani 5-2 și Forest Bicu Young Boys 4-3. Următoarele meciuri sunt programate joi cu începere de ora 18. Ultimele partide ale acestui sezon de Liga Prieteniei vor avea loc pe 12 și 15 decembrie, acestea fiind urmate de festivitatea de premiere.